În această ediție vă vom prezenta o întâmplare care i-a șocat pe toți cei care îi cunoșteau, atât pe victimă, cât și pe autor. Erau doi tineri frumoși care aveau tot viitorul în față. Doi tineri, inteligenți, studioși și cu înclinații artistice. Familiile acestora știau despre cei doi că principala lor preocupare este să studieze cât mai mult pentru a-și asigura o carieră de succes. Nimeni nu bănuia ce avea să iasă la iveală după căderea măștilor în spatele cărora cei doi se ascundeau cu atâta grijă. În 2001, un bărbat a încercat să intre prin infracție într-o boxă amplasată la subsolul unui bloc din municipiul Deva. Ceea ce avea să găsească acolo îi va rămâne întipărit în minte pentru tot restul vieții. Urmăriți o poveste care, deși pare desprinsă dintr-un roman de ficțiune, a fost cât se poate de reală și tragică, iar elucidarea ei i-a pus pe jar pe anchetatorii din Deva și Hunedoara. Era un fapt aproape incredibil. Ea avea o dedublare de identitate totală. Un amestec așa de real și de urât și de grotesc și de frumos. Ițele erau atât de încurcate, povestea atât de ireală, încât părinții și acum, după 16 ani, refuză să creadă că este adevărată. Bică dimineața m-am dus la morgă. Ea era. A fost singura faptă de acest gen în care au fost implicate florile. Zilei de 11 august, toți locuitorii din zona bulevardului Decebal din Deva aflaseră deja despre cadavrul tinerei descoperit la subsolul unuia dintre blocuri. Respect. Toată lumea se întreba speriată, cine este fata? Cine ar fi putut face așa ceva? Cazul, într-adevăr, a fost dificil. Era o femeie dezbrăcată în poziție ginecologică, sugrumată cu o sfoară legată de o scară de zugrav și în jurul cadavrului erau niște petale de trandafiri presărate toată vremea romanilor.
Anchetatorii care începuseră chiar din cursul nopții investigația și-au dat seama imediat că fata era prea bine îngrijită pentru a face parte din rândul boschetarilor care s-ar fi putut adăposti în boxa insalubră. Nu avea asupra ei niciun act care să conducă spre identificare, așa încât polițiștii s-au concentrat pe modul în care a fost ucisă tânăra. Sperau ca tabloul grotesc al crimei să le dea un indiciu despre autor, dar și despre victimă. Deci aici s-a întâmplat, aici ați găsit, de fapt, cadavrul. La fel arăta și atunci locul acesta? Nu era atât de aglomerat, dar era aproape la fel de insalubru. Erau mai multe unelte de zugrăvit, găleți, trafalet, inclusiv o scară de zugrav dublă, care era întinsă pe jos, paralel cu victima. Cadavrul era așezat pe spate, dezbrăcat complet, mâinile legate pe piept cu o sârmă, din câte mi-amintesc. Da, o sârmă de culoare verde, care a avut și ea un rol esențial. În mod inexplicabil avea la gât o cravată, victima deci. O cravată cu motive excentrice, atipice, ultracolorată. Mi-amintesc perfect de acest caz, tocmai prin faptul că a fost ceva deosebit, un caz ieșit din comun. Ceea ce frapa era faptul că era găsită fără haine, doar sandale avea în picior, iar în jurul ei se găseau foarte multe petale de trandafir. Frapant era și faptul că era legată cu o corderină de o manieră puțin ciudată, care te ducea cu gândul spre un joc erotic. În ceea ce privește faptul că era încălțată, dar dezbrăcată, asta este o imagine, de altfel, cred că emblematică pentru filmele erotice și sexy. Ideea de femeie încălțată, dacă se poate, cu tocuri înalte, sugerează un plus de erotism. Cadavrul era pe spate, dezbrăcată complet, picioarele depărtate. Hainele victimei, cum le-ați găsit? Nu erau deranjate sau să dea impresia unei lupte sau... Nu erau rupte, nu însușiate, nu. Deci era clar că se dezbrăcase de bunăvoie. Da. Poziția cadavrului ne-a condus la ideea unui mobil sexual. Din punct de vedere medico-legal, s-a confirmat actul sexual? Da. Imaginea de ansamblu, acele petale, hainele aranjate frumos... Mie mi-au sugerat din start un ritual erotic. Cu un final tragic. Cu un final tragic. Ulterior s-a practicat autopsia. Am constatat că decesul s-a datorat asfixiei mecanice prin sublumare. Nu e așa că te excită jocurile astea periculoase? Cumva fusese legată după? După deces sau fusese legată înainte, însă nu se opusese. Asta nu a existat opoziție din partea ei. De aceea ne-am și gândit că pot fi în cadrul unui joc erotic, să-i spunem așa, cu ghilimelele de rigoare. Este bine cunoscut faptul că în momentul în care jocurile erotice devin un obișnuit într-un cuplu, este posibil ca ele să degenereze în diverse direcții. Putem vorbi de așa ceva și aici? Plăcerea obținută prin astfel de metode? Nu este exclus. Desigur, în medicina legală se descriu multe, multe alți astfel de cauze. Există chiar adevărate mecanisme puse la punct în acest scop. În obținerea plăcerii. Da. De ce? Pentru că, spre exemplu, regiunea sinusului carotidian poate să declanșeze plăceri erotice. Și se descriu tot soiul de aparate dintre cele mai ciudate, care adesea se defectează și prin defectarea lor survine moartea. Este posibil ca într-un joc erotic, la un moment dat, să nu mai poți controla ce se petrece. Nu cred că pentru orice persoană faptul de a strânge de gât pe cineva este un gest familiar. Sunt persoane însă pentru care acest lucru vine cumva într-un firesc și atunci de ce nu ar fi putut completa chiar jocul despre care povestiți? Astfel de jocuri erotice cu mecanisme complexe apar undeva în sfera patologiei psihiatrice. Odată te-ai gândit
Jocul erotic este una, preludiu este cu totul și cu totul altceva. În jur erau câteva cravate atârnate, ceea ce era din nou un mediu atipic. Acel obiect de vestimentație, într-un loc atât de insalubru, da, cum putea fi explicată prezența? Da, ne-am pus problema ce legătură au cravatele respective, ce legătură au florile respective, pentru că piste nu prea existau. Nu știam cum a ajuns femeia respectivă acolo, dacă a nu fost sechestrată. Nu știați nici măcar cine este. Nu s-a știut cine este femeia. Semnele de întrebare planau asupra mobilului, asupra identității victimei, dar și a criminalului. Îndeva nu fusese semnalată până la acea oră vreo dispariție suspectă, așa încât polițiștii au fost nevoiți să pornească de la singura pistă pe care o aveau, persoana care raportase descoperirea cadavrului. Era oare posibil ca bărbatul care declarase că intenționase doar să fure ceva să fie mai mult decât un hoț? A fost atras de boxa respectivă ca de un magnet și a lucrat mult ca să spargă lacătul, considerând că înăuntru trebuie să fie ceva de valoare. Sau măcar de mâncare. De mâncare. Nu trebuiau să fie obiecte deosebite. El fura și conserve, fura și orice găsea. S-a speriat și, ca să nu fie implicat ulterior, dându-și seama că ar putea fi implicat, că la fața locului au rămas amprente, că a fost văzut, probabil, ieșind, intrând din bloc, s-a gândit să denunțe că înăuntru e un cadavru. După ce varianta hoțului criminal a căzut, anchetatorii s-au concentrat din nou pe aflarea identității victimei. Părea greu de crezut ca nimeni să nu reclame dispariția unei tinere în jur de 20 de ani. Ne-au trebuit cam 3 zile să o identificăm. A mers pe ipoteza unei prostituate, fiind mobil sexual. Zona în care a fost promiscu, în care a fost găsită, erau chiar materii fecale în subsol, deci era frecventat și de boschetare. Alte persoane, da. Vineri, 9 august 2001. Cu 2 zile înainte de a fi descoperit cadavrul din subsolul blocului din Deva, un bărbat din Hunedoara se duce la poliție îngrijorat de faptul că fiica sa, în vârstă de 25 de ani, nu a venit acasă. Fata terminase în urmă cu un an facultatea de drept și urma să-și susțină definitivatul în toamnă. Locuia în continuare cu părinții și cu sora ei într-un apartament modest din Hunedoara. Avea însă de un an de zile un prieten în Deva, la care mai stătea din când în când. Din 2000 eu sunt pensionar. După ce am ieșit în pensie, îi cumpăram cartele telefonice. Că, na, când era la Deva, la prietenul său, când veneau amândoi aici, așa că și l-am sugerat că în fiecare zi să-mi dea telefon dacă vine acasă sau nu. Și să știu despre ea. Și făcea acest lucru? Exact. Până în ultima zi. Ultima zi n-am mai primit niciun telefon. M-am gândit că o fi pierdut cartela sau cine știe ce. Joi n-a sunat. Vineri m-am dus deja la poliție. Aici la poliție. Și au început să mă apostrofeze că e tânără și e început de vacanță, de weekend și cine știe pe unde se distrează și numai după 48 de ore pot să reclam dispariția. Așa erau prevederile legale atunci. Așa erau. N-am zis nimica. Sâmbătă seara, domnul capitan cu domnul colonel de la criminalistică Deva au venit aici la mine. Cu o fotografie, o recunoașteți? Dar eu am rămas perplex. Da, o recunosc.
Dânșii mi-au spus că a fost găsită dezbrăcată cu lovituri, bătaie, cu urme de bătaie, cu, mă rog, julituri și chestii din astea, într-un subsol, într-o boxă de subsol. Și închis. Duminică dimineață m-am dus la morgă. S-a identificat. Ea era. L-am pus în coștiug, bătut în cuie, să nu se deschidă. Și am ajuns aici, mă nedor. Nu, ăsta ar fi film. Aflarea identității victimei a fost doar un prim pas în elucidarea misterului care înconjura această crimă. Fără niciun martor și fără un mobil aparent, ancheta s-a concentrat asupra stilului de viață al fetei. Anchetatorii sperau că modul în care aceasta își petrecea timpul ar fi putut conduce la clarificarea unor aspecte importante ale cazului. Părinții și sora le-au povestit polițiștilor că Magda era o fire sensibilă, visătoare și ambițioasă. Visa ca într-o zi să ajungă o mare poetă. Frecventa chiar și un cenaclu literar din oraș, având promisiunea că într-o zi cât de curând îi se va publica primul volum de poezii. Buzele noastre spun aceste cuvinte pentru că inimile noastre, gâtuite de autocontrol, mimează adio. Era foarte hotărâtă. La studiu era foarte hotărâtă și aici acasă, când venea acasă 2-3 zile, studia, căuta documente, dacă nu scria poezii, dar ceva făcea. Avea trimise la o redacție mai multe eseuri, pe care redactorul șef era pregătit să le publice și chiar o admira și era pregătit să-i propună o colaborare de lungă durată. O să îmi permit chiar să vă citesc acest fragment, finalul eseului, care suna cam în felul următor. Unică prin nebunia mea, am rezolvat profunda criză de originalitate, rupând gratiile normalului. Pentru a evada dincolo. Eseul fusese primit înainte cu 2 zile de moartea ei la redacția respectivă. A fost publicat după deces. Cred că poezia, ca de fapt orice fel de proiecție a interiorului în exterior, vorbește despre cum arată interiorul persoanei respective. Șoarecele mă gâdilă în palmă. Se plimbă pe capul meu, prin ochii mei care vor să fie unul. Speriate, păsările țipă după aripi. Lirică. Pare destul de sumbru interiorul persoanei care a scris aceste versuri. Par destul de întunecate și de alambicate și nu prea proiectează în exterior o imagine luminoasă sau caldă sau plăcută din interior. Singură. Singură ca întâia stea din univers. Unică precum un fulg de nea, slăvită ca o zeitate, culită precum întunericul, dură ca oțelul. Numele meu este femeie. Prietenii și familia spuneau numai lucruri frumoase despre tânăra de 25 de ani. Ce căuta atunci o fată inteligentă, sensibilă și cu minte în subsolul mizer al unui bloc din Deva? Cum ar fi putut ajunge acolo într-o asemenea postură? Avea 25 de ani, nu era chiar neștiutoare, nu puteam considera că a fost atrasă cu ciocolată sau cu bomboane în locul respectiv. Cum au fost găsite obiectele de vestimentație ale ei? Aveau urme că au fost smulse, rupte de pe ea sau erau scoase în mod firesc? Nu, erau scoase în mod firesc. Acesta a fost unul din aspectele pentru care am bănuit că nu e o persoană sechestrată și dusă cu forța acolo. Ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? Eu nu. Și atunci, și acum, mă bazez că
a fost dus cu o mașină mică în Deva și luat la întrebări. Pentru ce? Nu știu. În orice caz, după fotografiile din dosar, nu a fost un singur om. Da, dar este o problemă totuși. A fost ziua în amiaza mare, momentul în care a intrat în bloc. Ar fi, e o zonă extrem de circulată. Ar fi trebuit să țipe, ar fi putut să țipe, ar fi trebuit să se întâmple ceva, să atragă atenția. Mai ales că spuneți că era o fire voluntară, o femeie cu personalitate. Nu s-ar fi speriat de oricine. Nu. Și de asta eu sunt cu de părere că ea a fost doar aruncată acolo. În altă parte s-a făcut crima. Anchetatorii investigau acum o nouă pistă, deoarece cadavrul fetei fusese găsit în Deva, la aproape 20 de kilometri distanță față de locuința sa din Hunedoara. L-au chemat la interogatoriu pe cel care, în ultima perioadă, fusese considerat prietenul oficial al tinerei. Era din Deva și pasiunea lui era fotografia. Suspiciunile au fost întărite și de faptul că, pe lângă imaginile cu minți surprinse în vacanțele petrecute împreună, au fost descoperite poze ale Magdei în posturi care arătau o cu totul altă latură a tinerei. De fapt, familia, prima dată când a sesizat dispariția, că ea nu se întoarce seara acasă, l-a sunat pe tipul respectiv, care a negat că ar fi la el și că ar ști ceva de peste 24 de ore de când ea lipsea de acasă. Aici e vârful Buta. Aici mai în jos e cabana. Ăsta e deasupra pietrele. Și acum am arnașamentele pe munte. Numai atâta că acum sunt singur. Și singur e mai greu. Ăsta sunt pietrele, cabana pietrele. El era achteat după fotografii. Și au fost la pietrele, au fost la Buta, au fost peste tot. Și dacă nu era la mine acasă, era cu el. Dacă nu era în Deva, erau amândoi la mine. Și că nu era problemă. El știa cu ce se ocupă ea în perioadele când nu sunt împreună? Nu. Din ce a declarat la vremea respectivă, a zis că nu cunoștea nimic din... A fost la fel de șocat precum părinții ei. Rețin că părinții îl acuzau într-un fel că el a dus-o în panta asta. Ca să știi că după shooting-ul ăsta o să vorbesc cu un prieten de-al meu, un impresar foarte bun, și o să publicăm fotografiile și în state. L-a întrebat pe Marian ce are de gând. Adică dacă se vor căsători. Da. Și el a zis că are o mamă bolnavă și trebuie să-l întrețină. Adică i-a dat peste gură mama lui Marian. A zis că asta e o stricată. Și că nu vrea să aibă de-a face cu ea. A afectat-o această apreciere din partea foarte mamei mult. Lui? Foarte mult. Doamne, Marta, ce bine arăți! Întotdeauna mi-au plăcut ținutele tale. Sunt atât de sexy. Îi realizase câteva fotografii nud, dar fotografii estetice. Adică bune de publicat în reviste rezonabile. Nu cu caracter pornografic? Nu cu caracter pornografic. El spunea că pozele au fost realizate la dorința ei. Deci nu a fost forțată, n-a fost... dezbrăcată, n-a fost dusă în eroare, ea poza în niște ipostaze diverse, cu reflectoare, cu fundalul pregătit. Ești model, ești muza mea. Și-ar fi bine să fii doar muza mea. N-aș vrea să fii și muza altora. Știi că sunt gelos. A fost și el implicat în cercul de suspecți, dar pentru puțin timp, nici în jurul lui nu plana această versiune, pentru că o putea ucide în alte condiții și n-avea nevoie să meargă cu ea la subsol să întrețină raporturi sexuale. Știai ceva despre viața ei? Că se întâlnea cu mai mulți bărbați?
practica și prostituția? Nu știu, nu-mi vine să cred, pur și simplu. E un coșmar să aud așa ceva și să fiu... Deși fotograful prieten a fost eliminat de pe lista suspecților, alte informații au ieșit la iveală și ele erau confirmate atât de către probele găsite în casa fetei, dar și de către una dintre persoanele cele mai apropiate de victimă, sora acesteia. Efectiv, avea două vieți paralele. Părinții au rămas chiar șocați. I-am găsit contul cu mail-uri. Cu ajutorul surorii acesteia, l-am deschis. Pau! Ce faci, surioară? Pe cine aștepți? Mă dau la Telecom. Ce e asta, fată? Asta e un ziar, dar aia nu-ți un ziar? Pentru ce faci? Prin mail își racola clienții și prin anunțuri publicitare. Am găsit ziarea ABC cu anunțuri publicitare în care aveam semnate întâlnirile cu clienții. Numai ziua racola clienții și își propunea întâlniri cu ei. Și seara revenea acasă? Seara revenea după masă acasă, când erau și părinții, veneau de la servici, era o fată normală, studioasă, poetă. Care a fost reacția celor apropiați ei, soră, părinți, când au aflat care era, de fapt, activitatea ei? Sigur, au fost șocați, dar față de tragismul cazului, ce mai contează ce a făcut ea? Iar sora probabil că știa câte ceva, dar nu știa toate amănuntele. Neața, surioară, ce faci? Nu vorbim azi. Probabil credea că e vreun amant, doi amanți, trei amanți, dar probabil nu știa de aceste aspecte de insalubritate. Auzi, vezi că ești obraznică? Da, sunt. Vezi că ești obraznică, da? Și acum am bam în apărut-o. Visează, mult și bine. Ia, hai, pași la tine în cameră. Auzi, hai, măi, fată, tu cu cine te mai întâlnești? Ai uitat Radu, Bogdan, mai le știi numărul, nici degete la mână nu mi-ajung ca să iei. Deci te iau la palme. Te iau la palme dacă mai comentezi. Credea că totul se desfășoară la alt nivel. Și probabil că accepta, pentru că nu era o familie pe care să-i dea banii afară din casă. Știai că sora ta practică prostituția? Nu. Chiar nu aveam cea mai mică idee despre acest lucru. Știam doar că are mai mulți iubiți și atât. Iubiți un fel de amanți, să le spunem așa. O altă față a Magdalenei se contura din ce în ce mai clar pentru anchetatori. Uluiți, aceștia au descoperit că sub imaginea de fată cu minte și studioasă se ascundea o lume secretă, o lume plină de pete și umbre, o lume despre care puțin știau. I-am citit conturile și toate mesajele de mail. Încet, încet am ajuns la foarte multe persoane cu care ea a avut relații. Cam de cât timp avea ea această activitate? Cam de circa un an de zile și părinții chiar nu știau nimic, nu bănuiau. Era un fapt aproape incredibil. Ea avea o dedublare de identitate totală. Cunoscuții, colegii, familia și toată lumea o cunoșteau sub un nume, dar toți ceilalți cu care avea tangență, inclusiv în orașul în care venea de multe ori, dar și din propriul oraș, o cunoștea sub numele de Eva Cernat. Un nume inventat, cu care se prezenta foarte dezinvolt. La un moment dat au existat persoane care au afirmat că ea s-a prezentat cu numele acesta, Eva Cernat, ba, și anunțuri la ziar le dădea sub acest nume, Eva. Eu n-am găsit în ziar nimic. Există un ziar în dosar. Cine erau acești clienți? Ați discutat cu ei? Au recunoscut că
Au apelat la serviciile ei? Bineînțeles că au recunoscut, puși în fața probelor și a mesajelor pe care le transmiteau. Erau cam din toate categoriile sociale. Ea pretindea o sumă destul de mică raportat la nivelul pieței de atunci. Probabil îmbina și utilul cu plăcerea. Din mesaje rezulta clar tendința ei de a umili oarecum și a lua peste picior latura bărbătească. Și se încheiau cu texte de genul n-ai fost bun de nimic. A, făcea și aprecieri, da, cu privire, da, da, la era foarte, prestația personajului. Foarte acidă și foarte critică în relațiile intime cu bărbații. Efectiv, cred că îi plăcea să-i umilească cum, oarecum. Era o tipă mai dură cu bărbații în general? Mai dură, mai tranșantă. Îmi faci cu tare, bine, nu îmi faci, ceau. Nu prea stătea să negocieze, nu se ruga de cineva. Nu. Și noi am avut câteva discuții în familie, când am zis, tu, mai lasă. Cel puțin nevastă mea era un pic mai păciuitoare. Și că mai lasă. Dar cum? Dacă eu am dreptate, cum să las? Practica o prostituție într-un mod discret și nu foarte intens, pentru că taxa pe care o percepea era de 10 dolari. Nu era o avere pe care o acumula și nici nu avea relații cu foarte mulți bărbați și nici nu avea un stăpân, un pește, să o supravegheze, să o dirigeze și așa mai departe. Era o chestie, așa, nu-mi dau seama ce anume o îndemna, o dereglare psihică, pentru că nu era câștigul atât de mare încât să trăiască din el. Eu îl finanțam tot. Și după ce a terminat facultatea, ce ciubucuri mi-i dau, să fiu sincer, am fost mecanic auto. Așa am putut să o mențin la facultate. Că nu e ușor internatul, taxa de studii. Dar oricum se adunau foarte mulți bani. Se adunau. Pe care îi suportați dumneavoastră. Păi cine să suporte? După ce a terminat facultatea, îi spune, nu, uite, ăsta-s banii mei de buzunar, ăsta e ciubucul tău. Și nu am știut, dar îl schimba pe dolari. Era o femeie dezinvoltă și își prezentase CV-urile la mai multe societăți cu ideea că va fi acceptată consilier juridic sau eventual pe altă funcție, dar avusese ghinion în toate aceste încercări. Deci era hotărâtă să meargă în direcția aceasta? Era hotărâtă pentru direcția asta, să încerce pentru masterat. Da, dar n-a fost să fie. Vestea morții Magdei s-a răspândit repede. Presa a făcut publice detalii ale cazului. Părinții șocați au fost nevoiți să răspundă tuturor celor care aflaseră despre posibilitatea ca fata lor să aibă o viață dublă. Presa mi-a făcut foarte multe necazuri. M-a atacat în fel și chip. Că sunt bețiv, tată denaturat și chestiile astea. M-a atacat foarte mult. S-a prezentat niște materiale defăimătoare la adresa lui fiica mea. De la cine aș fi avut pretenție, mi-a întors spatele. Toți cei pe strada respectivă mă întrebau, e adevărat? E adevărat ce scrie în ziar? Investigația părea că se împotmolise.
N-am văzut-o niciodată în viața mea. Nu cunosc această persoană. Soluția a apărut însă din paginile ziarelor cu anunțuri subliniate care au fost găsite în camera fetei, iar faptul că la fața locului crimei s-a găsit un ziar similar le-a întărit anchetatorilor convingerea că se află pe o pistă bună. Bineînțeles că am apelat și la arhiva publicației, pentru că avea de mult timp această îndeletnicire. Astfel am ajuns la persoana, la numărul de telefon al persoanei cu care urma să se întâlnească în ziua dispariției. A fost cu o zi înainte de descoperirea cadavrului. Sora ei chiar ne-a spus și ora și că urma să se întâlnească cu un bărbat undeva. Știați de întâlnirile lor? Da, știam că urmau să se întâlnească în ziua în care a fost omorâtă, dar atât, adică nimic mai mult. De la număr de telefon, bineînțeles, am ajuns la autor. Dar cazul era departe de a fi rezolvat. Bărbatul care se afla în spatele acestui anunț era un personaj la fel de misterios. Părinții au decedat, trăia cu sora și cu cumnatul într-o casă rezonabilă, i-a părăsit. A declarat că s-a înscris la o facultate, că e student, că câștigă foarte bine, că lucrează, că are serviciu, că are o locuință foarte bună. Asta le-a spus celor doi. Rudelor, da. Asta a spus rudelor. Deci el încerca să fie altceva decât este în realitate. Și el, ca și victima, a fost o persoană cu școală, inteligență peste medie, dar care, din diverse cauze, a ajuns... Un soi de persoană fără adăpost. Fără adăpost. Și se ocupa cu zugrăvitul. Radu avea 24 de ani la acea dată. Muncea pe unde apuca și locuia prin subsolurile diferitelor blocuri, unde mai obținea câte o lucrare ca zugraf. Aceasta a fost o altă informație utilă. În boxa în care fusese descoperit cadavrul fetei se aflau mai multe unelte și găleți cu resturi de vopsea. El avea acolo sculele de zugrăvit, atât că nu le mai folosea decât foarte rar, că el nu era un meseriaș. Mai prindea câte o chestie unde condițiile de calitate erau probabil minime și nici nu era un harnic să studieze și să se perfecționeze în acest domeniu. Din asta se întreținea. Lucrase cumva și acolo în acel bloc unde s-a întâmplat, unde a comis fapta? Da, a avut lucrări în blocul respectiv și cunoștea locul. Familia fetei a fost întrebată dacă știa ceva despre existența acestui tânăr. Numele Radu se pare că le era cunoscut, dar nimeni nu putea spune dacă era același cu personajul care publicase anunțul din ziar. La un moment dat, de pe telefonul fix, o dat telefon. Exact, nu știu numele, dar atât am auzit că Radule, te mănânc, dă-mi banii înapoi. Dar nu mai sunt deloc înțelegătoare, gata cu alta înțelegătoare. Nu, dar nu mă interesează. Ați întrebat-o? Cine este acest Radu și ce sumă îi datorează? Nu trebuie să știi că e un student așa mai surbaciu. Dar cu banii? L-am împrumutat cu bani și uite că nu vrea să-mi dea înapoi banii. Dar nu mă interesează, faci jos de bani. Mâine l-aduci pe neapărat. Radule, eu de săptămână tot îți zic și tot îmi zici în fiecare zi, mâine. Nu mă mai interesează. Da, bine. Ceau. Altceva nu era legătură între ei. Și când l-am întrebat, e un student mai zvăpăiat. Că el așa se recomanda peste tot,
că așa numai, cum zicem noi, mai sărănește pe pupe me, fiică mea nu i-ar fi dat bani. Zugravul a devenit în scurt timp suspectul principal, deoarece familia lui Radu nu avea idee unde s-ar putea afla acesta. Polițiștii s-au gândit să apeleze la ajutorul presei și au publicat un portret robot. La scurt timp, informațiile au început să apară. Un tip care stătea într-o ceainărie și uitându-se pe geam, a văzut persoana care era de acum de notorietate că poate fi implicată în această crimă. A dat telefon la poliție și l-au găsit pe stradă, altfel deja se știa identitatea lui, dar nu era găsit. Pentru că nu avea un loc stabil. N-avea un loc de unde să-l iei. Povestește, cum s-a întâmplat? Nu mai țin minte, exact. Știu că a sărit la mine să mă bată, m-a zgâriat pe spate și a început să dea mine. După aia nu mai țin minte nimic ce s-a întâmplat. Imediat după reținere, Radu a fost interogat. Inconsecvența cu care dădea răspunsurile i-a pus în dificultate pe anchetatori. Profilul psihologic pe care specialistul l-a făcut imediat după reținere indica o fire cu mari dezechilibre. Nu vorbim despre aspectul fizic, nu vorbim despre sexualitatea lui, nu vorbim despre repulsia față de prostituate sau poate de femei în general, dar mai ales față de prostituate. Pentru că spunea că nu ar fi acceptat în niciun caz o prostituată de pe centură. Cum a fost? Păi la început a fost așa, numai ca o joacă, o glumă. Ea mi-a zis să o strâng pe gât și apoi eu m-a strâns pe mine de gât. Așa îi plăcea ei să joace. El și-a schimbat declarațiile, a fost inconstant sub acest aspect. Afirma la un moment dat că în timpul relației sexuale ea l-a zgâriat pe față. După care el s-a enervat și nu mai își aducea aminte sau nu mai putea preciza exact cum anume a omorât-o. Cert este că din analiza medico-legală rezulta că a fost asfixiată. A încercat să inducă ideea cum că ea l-ar fi rugat într-un joc erotic să o asfixieze. Nici asta nu era plauzibilă, pentru că e puțin credibil că s-ar fi ajuns la acest dezdonământ. Dacă, de exemplu, ar fi fost o spânzurare simulată și să se piardă controlul și să moară așa, era o altă chestiune. Dar prin modul în care a murit ea nu se putea ajunge dintr-o mimare la această chestiune. Pe acest autor, pe acest tânăr, l-ați văzut? Mi s-a părut un tânăr un pic mai irresponsabil. Dar tâmpenia cea mai mare e alta, că nu el a comis fapta. Asta e convingerea dumneavoastră? Da. Fermă. De ce? Știți că în tribunal procurorul sau mă rog cine întreabă, dar cum ai făcut? Păi nu știu, am căzut cu cotul pe segura ei. Sau, nu știu, am căzut cu mâna peste fața ei. Dar trebuie să înțelegeți, și vă spun asta din experiență, că de regulă autorii încearcă să-și minimalizeze vina, încearcă să dea totul pe întâmplare, pe ghinion, pe ceva, o întâmplare negativă. Așa procedează marea majoritate a acestor. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar asta mi-e impresia mea. Aici, răza era tot o ușă de lemn, acum e asigurată. Cheia de la lacăt s-a găsit în boxa autorului. Locuia autorul într-un alt bloc. Era clar că era legătură era cu locul faptului. Era clar că el închisese, era ultimul care a închis boxa. Petalele de flori, deci petale de trandafiri și de alte flori, erau specifice blocului în care el avea a doua boxă. În fața blocului erau
câteva ronduri de flori cu aceleași petale. Și aceleași petale au fost găsite și în boxa unde stătea el. Da. Avea și o sârmă cu care era legată. S-a făcut o expertiză de comparare, inclusiv compoziția plasticului și a sârmei. Expertiza a fost tehnică, s-a făcut la Combinatul Siderurgic Hunedoara. Și aceleași sârme se găsiseră în boxa autorului. Încet, dar sigur, ieșeau la iveală detaliile sordide ale crimei. Anchetatorii au pus cap la cap informațiile și au reușit să afle ce s-a întâmplat în acea zi fatidică. Povestea Magdei și a lui Radu începuse cu un an în urmă. Cei doi se pare că au avut câteva întâlniri, iar băiatul nu și-a mai putut desprinde gândul de la tânăra de 25 de ani. Deși avea o aversiune față de prostituate, tânărul se pare că era convins de faptul că între ei era ceva mai mult decât o relație plătită. O iubire care a sfârșit prost. Deseori numim poveste de iubire ceva care nu are nimic de a face cu iubirea. Aici nu pare nimic a arăta în felul ăsta. Mai degrabă pare ceva bolnăvicios. Vorbim totuși despre o relație plătită, da? Sex plătit. Faptul că lucrurile erau toate aranjate, petalele de trandafir care sugerează multă emoție frumoasă, intensă, pozitivă, care duce cu gândul la iubire într-adevăr. Deci e un amestec așa de real și de urât. Și de grotesc. Și de grotesc și de frumos, încât oricum nu m-aș duce cu gândul la o poveste de iubire. Se pare că au avut loc 2 sau 3 întâlniri în urmă cu un an de comiterea faptei, după care totul a încetat. El a pierdut numărul de telefon al tinerei, încerca să o regăsească, a așteptat câteva zile microbuzul care venea de la Hunedoara să vadă, nu cumva coboară. A dat anunțuri în ziar, vreau să te întâlnesc, te aștept în zona cutare, sunt Radu 2000. Acesta era indicativul din ziar cu care îi comunicau, Radu 2000. Ea cu pseudonimul Eva. N-a reușit să dea de ea decât printr-o întâmplare. Pe 8 august 2001, Radu nerăbdător aștepta în zadar microbuzul cu care fata obișnuia să vină în Deva. Nu s-a lăsat descurajat de faptul că nu a venit. S-a dus și a aranjat boxa de la subsolul blocului în speranța că tânăra va apărea totuși la un moment dat. Se întâmplă deseori ca bărbații care nu au relații de cuplu și care accesează prostituate să ajungă să acceseze aceeași persoană și să dezvolte relații emoționale de atașament, cum spuneam mai devreme, cu prostituata respectivă, urmând să o acceseze exclusiv pe ea și făcând cumva la nivel imaginativ o relație, o construcție care cumva compensează sau supracompensează tocmai absența unei relații de cuplu. Putem merge pe o premeditare? Puțin probabil, dar nu exclusă. Varianta, petalele de trandafir le punea el mai mult ca să dea o tentă de mai sentimentală actului sexual și ca un preludiu. Să estompeze mizeria în care, se întâmplă acest lucru. Un fel de decor, cum ar veni. Victima, în momentul în care își aranja întâlnirile sau își expunea ofertele, spunea din start că nu are loc. Mergea la locul ales de locul client, nu de ea. Locul asigura clientul. Nu cred că este criteriu definitoriu pentru persoana care prestează o astfel de activitate. Cred că suma de bani pe care o obține la final este mult mai importantă decât mediul sau persoana cu care urmează să întrețină raporturi sexuale. Pe 9 august, Radu s-a dus din nou să o aștepte pe Magda în stație. De data aceasta, răbdarea i-a fost răsplătită.
Întâmplarea a făcut ca întâlnirea celor doi să nu rămână neobservată. Ceau. De ce n-ai venit ieri? Un detaliu care a dus la identificarea autorului a fost declarația unei femei care a rămas surprinsă văzând-o coborând dintr-un microbus în Deva și fiind așteptată de un tânăr care era în dezacord cu armonia ei, spunea femeia respectivă. Adică a șocat-o întâlnirea ei cu tânărul respectiv. Tânărul respectiv era foarte înalt, avea, spunea femeia, o înfățișare care mie nu mi-a plăcut. Asta era expresia femeii. Sper să nu mai fie așa de tântă locul care a trecut. Vreau și o să mai bărbată și o mai pasionată, se poate, da? Cei doi au ajuns la subsolul pregătit cu grijă de tânăr cu o zi înainte. Bani, bani, ai adus? Nu mai face pe caiet, pe datorie, da? Data asta e sigur, da? Vezi că nu te mai am. Hai, hai, repede, cum mă pregătesc. Hai și mai tremura ca un puștar așa, știi că nu-mi plac puștii. Aoleu, mereu ai fost așa pe-n pălău. Nimeni nu poate spune cu exactitate ce s-a întâmplat cu adevărat în continuare. Singurul care a ieșit viu pe ușa boxei a fost Radu. Pentru tânăra de 25 de ani a fost însă ultimul drum. Din anchetă a rezultat că în timpul sau ulterior actului sexual ea a reproșat faptul că nu a fost bun de nimic și asta l-a determinat să și-a pierdut controlul. Este posibil să se fi declanșat conflictul din cauza discuției despre prostituție. Este posibil să se fi declanșat din cauza faptului că nu avea cei 10 dolari pe care îi pretindea femeia sau din alte motive bizare. Nu se știe, pentru că oricum el era ciudat și ceea ce spunea astăzi s-ar putea să nu fi spus și mâine. Dar probele duceau indiscutabil spre el și nici nu nega că a fost cu ea acolo și că a lăsat-o moartă. El chiar și-a recunoscut fapta, minimizând cumva gesturile lui și intențiile, ascunzându-le, dar de fapt el a comis fapta. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar incertitudinea răspunsurilor pe mine m-a făcut treabă, m-a făcut ca să fiu circumspect față de el. Eva și-a ales prietenii nepotriviți, a acceptat prezența cu ei în locuri greu de imaginat și probabil a avut reacții nepotrivite, probabil a avut loc un schimb de replici care a declanșat această stare conflictuală pentru că nu era mobilul jaful, nu era mobilul nici refuzul sexual, nu era niciun mobil. Două zile mai târziu, pe 11 august 2001, o întâmplare a făcut ca trupul chinuit al fetei să fie descoperit. Hoțul a fost atras de o mână invizibilă în boxa insalubră. Cadavrul, legat și plin de lovituri, stătea martor mut al coșmarului prin care a trecut tânăra în ultimele clipe înainte să moară. A murit de prea multe ori pentru a-mi putea aminti. În brațele tale însă a murit. Și acolo aș vrea să mor mereu, în brațele tale. Acolo aș vrea să mor mereu, în brațele tale. O săptămână mai târziu, o altă întâmplare a făcut ca Radu să fie zărit pe stradă și arestat.
Procesul a fost lung și chinuitor pentru familia victimei. După 2 ani, în octombrie 2003, tânărul a fost condamnat la 17 ani de închisoare. Timpul petrecut după gratii se pare că nu l-a cumințit. A intentat peste 100 de procese unor instituții și persoane publice reclamând diverse abuzuri și regimul de detenție. Reclamațiile sale au fost considerate nefondate, fiind doar un pretext pentru a se plimba printre diverse penitenciare. Acum se află în libertate și ultimele informații despre el sunt că ar fi plecat din țară. Tatăl Magdalene este și acum neîmpăcat. Simte că moartea tinerei a rămas nerăzbunată. Refuză să accepte ideea că fata de numai 25 de ani, cu minte și studioasă, ar fi putut fi una și aceeași cu Magda descrisă în rechizitoriul procurorului. Soția i-a murit între timp și a rămas singur în casa plină de amintiri. Îi pare rău că nu a reușit să publice toate poeziile Magdei. Urmele și acum sunt adânci. Eu 6 luni de zile n-am dormit. Nevastă mea cam 4 luni de zile n-a dormit. Opt ore am conspectat dosarul respectiv în arhiva de la judecătorie. Vă puteți închipui că după ce am conspectat tot dosarul, ce bine mi-a căzut. Hai să fim oameni serioși și drepți. Cum adică în tot dosarul e făcut ca lumea și în rechizitoriu zice era prostituată de lux. Și peste tot asta se zicea. Prostituție de lux. Prostituată de lux. Păi cum adică? Asta a fost 2002, în 2003 să fiu chemat la București și tot aceeași verdict, prostituție cu tare, cu tare, cu tare. Și atunci dumneavoastră nu v-ați fi înervat? Tragedia de la Deva poate fi repetată, din păcate, oriunde și oricând. Aproape zilnic apar cazuri de tinere care, deși de bună credință, din dorința de a-și face noi prieteni, ajung victime ale acestor prădători. Aveți mare grijă la persoanele care vă acostează sub diferite pretexte pe internet. Nu vă lăsați înșelate de aparențe. Oricând în spatele unor vorbe meșteșugit, scrise sau a unor fotografii banale, se poate afla un psihopat. Încercați să evitați locurile izolate atunci când mergeți la o întâlnire. De asemenea, aveți grijă cum reacționați dacă sunteți pusă într-o situație dificilă. Orgoliul rănit, un cuvânt neinspirat sau simpla impresie că ați răspuns nepotrivit pot declanșa o tragedie.